Unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzică lăutărească, Nelu Ploieșteanu, a decedat. Acesta era infectat cu noul coronavirus și era internat în stare gravă la Spitalul Floreasca de la jumătatea lunii martie și era intubat. Decesul a fost confirmat de Smurd pe Facebook. Din păcate, maestrul Nelu Ploieșteanu a pierdut lupta cu virusul. Condoleanțe familiei, a scris pe pagina de socializare Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare. Nelu Ploieșteanu avea 70 de ani.